Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. Astăzi ar trebui să fie clar pentru voi toți că în zilele de pe urmă este realizat de Dumnezeu, în principal, cuvântul devine trup. Prin lucrarea sa reală pe pământ, el face ca omul să-l cunoască, să interacționeze cu el și să vadă faptele lui actuale. El face ca omul să vadă clar că el este capabil să arate semne și minuni și că există și momente în care el nu este în stare să facă acest lucru și aceasta depinde de epocă. Din aceasta poți vedea că Dumnezeu nu este incapabil să arate semne și minuni, ci schimbă modul său de lucru conform lucrării sale și în funcție de epocă. În stadiul actual al lucrării, el nu arată semne și minuni. Faptul că el a arătat câteva semne și minuni în epoca lui Isus a fost pentru că lucrarea lui în acea epocă era diferită. Dumnezeu nu face acea lucrare astăzi, ci unii oameni cred că el este incapabil să arate semne și minuni sau, altfel, cred că dacă el nu arată semne și minuni, atunci el nu este Dumnezeu. Nu este o credință falsă? Dumnezeu este capabil să arate semne și minuni, dar el lucrează într-o epocă diferită și astfel el nu face o asemenea lucrare. Deoarece aceasta este o epocă diferită și pentru că aceasta este o etapă diferită a lucrării lui Dumnezeu, faptele clarificate de el sunt de asemenea diferite. Credința omului în Dumnezeu nu este credința în semne și minuni, nici credința în miracole, ci credința în lucrarea sa reală în epoca nouă. Omul ajunge să-l cunoască pe Dumnezeu prin modul în care lucrează el și această cunoaștere produce omului credința în Dumnezeu, adică credința în lucrarea și faptele sale. În această etapă a lucrării, Dumnezeu în principal vorbește. Nu aștepta să vezi semne și minuni, nu le vei vedea, pentru că nu te-ai născut în epoca Harului. Dacă ai fi fost născut atunci, ai fi putut vedea semne și minuni, dar te-ai născut în zilele de pe urmă și astfel poți vedea numai realitatea și normalitatea lui Dumnezeu. Nu te aștepta să-L vezi pe Isus supranatural în zilele de pe urmă. Îl poți vedea numai pe Dumnezeul practic întrupat, care nu este diferit față de orice om normal. În fiecare epocă, Dumnezeu face clare diferite fapte. În fiecare epocă, El face clare o parte din faptele lui Dumnezeu, iar lucrarea fiecărei epoci reprezintă o parte a firii lui Dumnezeu și o parte din faptele Lui. Faptele pe care El le face clare variază în funcție de epoca în care El lucrează, dar toate dau omului o cunoaștere a lui Dumnezeu care este mai profundă, o credință în Dumnezeu care este mai realistă și mai adevărată. Omul crede în Dumnezeu datorită tuturor faptelor sale și pentru că Dumnezeu este atât de minunat, atât de mare, pentru că El este atotputernic și este de nepătruns. Dacă tu crezi în Dumnezeu pentru că El este capabil să facă semne și minuni și poate vindeca bolnavii și scoate demoni, atunci părerea ta este greșită și unii oameni îți vor spune: nu sunt și duhurile rele capabile să facă astfel de lucruri? Nu înseamnă aceasta a confunda imaginea lui Dumnezeu cu imaginea lui Satana? Astăzi, credința omului în Dumnezeu se datorează multor fapte și multor feluri în care el lucrează și vorbește. Dumnezeu folosește cuvântările sale
pentru a cuceri omul și pentru a-l face desăvârșit. Omul crede în Dumnezeu datorită faptelor sale multe, nu pentru că el este capabil să arate semne și minuni, și omul îl înțelege numai pentru că vede faptele lui. Doar prin cunoașterea faptelor reale ale lui Dumnezeu, a felului în care el lucrează, a metodelor înțelepte pe care le folosește, cum vorbește el și cum îl face pe om desăvârșit, numai prin cunoașterea acestor aspecte poți înțelege realitatea lui Dumnezeu și firea lui, ceea ce îi place, ceea ce el detestă, cum lucrează el asupra omului, prin înțelegerea a ceea ce îi place și a ceea ce nu-i place lui Dumnezeu, poți deosebi între ceea ce este pozitiv și negativ și prin cunoașterea lui Dumnezeu există progrese în viața ta. Pe scurt, trebuie să dobândești o cunoaștere a lucrării lui Dumnezeu, iar opiniile tale despre credința în Dumnezeu trebuie să fie într-un mod corect.